Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi vorbim despre borderline, despre această tulburare de personalitate care îi afectează pe cei din jur, mai ales pe cei dragi, dar și alte persoane. Și alături de noi este doamna Dana Peristeri, psiholog principal, psihoterapeut de orientare cognitiv-comportamentală, formator și supervisor și este astăzi alături de noi. Vă îi mulțumim foarte mult, doamnei Dana Peristeri. Înainte de a începe discuția noastră, aș vrea să prezint și cartea despre care vom vorbi astăzi. Este vorba despre Borderline, cum să trăiești alături de o persoană cu emoții extreme, de Randy Krager și Paul Mason, o carte publicată în colecția Psihopractica editurii Herald, o carte recent reeditată, o carte foarte importantă, și aș începe discuția cumva încercând să încadrăm această afecțiune, ceea ce înseamnă borderline, pentru că este o tulburare de personalitate care poate nu se încadrează în tiparul clasic de bază, ci ocupă, să-i spunem, o zonă între patologia psihică și normalitate. Mă gândesc și la rădăcinile, la cauzele, dacă o încadrăm nu neapărat la o boală psihică, ci la o tulburare de comportament, mai ales. Care ar fi rădăcinile sau cauzele tulburării de personalitate borderline? De unde vine ea, practic? Haideți întâi să stabilim un adevăr istoric. Sunt 10 tulburări de personalitate împărțite pe 3 categorii, pe 3 grupe, grupa A, grupa B, grupa C. Grupa B, din care face parte tulburarea de personalitate borderline, se numește tulburări emoționale și tulburări de personalitate emoționale și dramatice. Și face parte, dacă vreți, din grupa cea mai vizibilă. Pentru că le vedem, pentru că suferă, pentru că suferim alături de ei. Și da, grupa B va fi extrem de des întâlnită în cabinet. Tulburarea de personalitate borderline este cumva luat așa în considerare foarte mult din cauza durerii intense pe care o simțim la persoana cu tulburarea de personalitate borderline. Este o durere fantastică, iar reacțiile la această durere sunt extrem de coleroase. Sunt pe măsura durerii, dar nu pe măsura situației. Adică dintr-o situație relativ mică, ei pot simți o durere foarte mare și automat reacția lor este congruentă cu durerea pe care o simt. Că vorbim de frică, că vorbim de abandon, că vorbim de disperare, reacția este în concordanță cu ceea ce simt, nu cu situația. Asta este de fapt problema, pentru că la o situație potențial minoră pentru noi restul, ei reacționează extrem de coleros. Și mai au o caracteristică, faptul că ajung rapid într-o zonă de emoționalitate extremă și rămân mult timp acolo. Foarte mult timp. Adică, dacă îi comparăm cu persoanele cu emoționalitate normală, noi coborâm relativ repede. Adică am ajuns în punctul ăla, am spus ce aveam de spus, am avut o reacție, după care revenim la normal. Ei rămân foarte mult acolo și rămânând acolo mai adaugă un element și iar mai crește un pic. Cumva pare că nu uită și nu iartă niciodată. Pentru că de fapt ei sunt veșnic într-o apărare, veșnic într-un sistem din ăsta de supraviețuire. Da, și își activează probabil și anumite mecanisme de apărare. Dar mă gândeam, în spatele acestor, pentru că atunci când vorbim de borderline, vorbim clar despre o intensitate foarte mare a emoțiilor și despre o instabilitate a acestor emoții. Mă gândesc, ce se ascunde de fapt în spatele acestei intensități a emoțiilor,
mai mare decât la cei din jurul nostru. Sunt oameni mai emotivi, sunt oameni mai, cum ați spus, cu un temperament poate ceva mai coleric. Se ascund oare anumite răni sau anumite traume din copilărie la aceste persoane? Da, unele persoane sunt traumatizate. Dar să știți că nu sunt toate. Nu toate au traume de abandon, nu toate au traume de abuz, nu toate au aceste traume. S-a descoperit însă că multe persoane cu borderline, cu tulburare de personalitate borderline, au traume. Dar sunt și persoane care n-au. Și am încap câteva exemple. Gândiți-vă, de exemplu, pe vremea lui Ceaușescu, când mamele mergeau la muncă la 6 săptămâni, că atât aveau concediu, trebuiau să lase copiii la creșă. Păi ce abandon mai mare decât creșa, vedeți? Și cu toate astea, nu toate persoanele care au fost abandonate la creșă, eu sunt crescută la creșă săptămânală până la 3 ani de zile, adică părinții mă luau sâmbătă după amiaza și mă duceau luni dimineața la creșă. Nu am niciun fel de traumă din asta de abandon. Da, ca orice om normal, și eu mai simt din când în când un abandon, dar de obicei e real, adică de obicei știu că într-un fel sau altul s-a întâmplat lucrul ăsta și e real. La persoanele cu tulburare de personalitate borderline, abandonul este o rană atât de profundă încât există real sau imaginar. Ai plecat la muncă, te-ai luat cu treaba și ne-ai dat mesajul ăla că ai ajuns la muncă. E abandon. Și când spun că este abandon, este resimțit cu toată durerea abandonului, cu toată durerea singurătății, după care probabil urmează o criză de furie și nu reușesc să generalizeze. Adică, băi, odată s-a întâmplat să, nu știu, să se ia cu treabă. L-a oprit un coleg, nu mi-a dat mesaj. Data viitoare când se întâmplă este aceeași reiterare. E ca și când restore to factory. Înțelegeți? Nimic nu justifică, nimic nu se generalizează, totul se duce în permanență pe rana aceea de abandon. De-aia spun că unele, da, sunt cu o rană de abandon reală. Au fost lăsați la bunici, au fost lăsați la creșe săptămânale, dar nu pot să generalizez. Nu pot să spui că toate persoanele care sunt lăsate la bunici vor fi borderline. Toate persoanele care au suferit o traumă în copilărie au această tulburare. Și atunci se pune problema, de fapt, de un complex de factori biopsihosocioculturali, pentru că suntem un amalgam din toți acești factori, dar mai intervine și educația. Însă am în cap un exemplu din familia mea, cu o persoană care are tulburare de personalitate borderline, iar maică sa nu l-a abuzat în niciun fel. Pur și simplu, traumele pe care el le trăiește sunt câteva și le trăiește recurent. Adică le amorțește cu alcool, dar le trăiește recurent, a fost abandonat de-a lungul timpului de mai multe ori, dar gândiți-vă că o persoană cu borderline, dacă nu este abandonată, abandonează primul, pentru că nu mai suportă tensiunea abandonului. Maică s-a în continuare se întreabă cu ce a greșit și nu găsește nicăieri în care să fi greșit fundamental, că nu l-a abandonat, nu l-a traumatizat ea, nu l-a abuzat în niciun fel. O femeie normală, cu un job normal, da, tatăl a plecat din casă, dar câți copii din familii despărțite, din familii divorțate, devin totuși persoane cu borderline? Și atunci se pune problema unui complex de factori, ca și când toate lucrurile concură într-un singur punct. Apropo de factorii genetici, și după aceea o să ne îndreptăm puțin și spre legătura, dacă există, bineînțeles, legătura dintre borderline și stilurile de atașament. Apropo de ce spuneam mai devreme, ce spuneați noastră mai devreme, există o legătură, să spunem, între dependențe, între comportamentele adictive și borderline, persoana cu tulburare de personalitate borderline poate să dezvolte anumite comportamente de adicție tocmai ca să își mai amorțească puțin din intensitatea aceea a emoțiilor, să nu mai simtă durerea respectivă? Da, da. Sunt comportamente așa numite de risc, care sunt la limita riscului suicidal.
pot să fie căutători de adrenalină și să se expună în tot felul de situații care să le producă adrenalină, punându-le viața în pericol. Pot să devină dependenți de sex, de shopping, de jocuri de noroc, de alcool mai ales, de substanță. Sunt tot felul, oricum se pune problema de personalitate borderline dacă are cel puțin două situații potențial cu risc potențial de suicid. Că există o formă de suicid, dacă vreți, ca tentativă. Și ăsta este și unul dintre motivele pentru care această tulburare a fost atât de studiată. Pe de o parte durerea și pe de altă parte tentativele de suicid. Pentru că foarte, foarte mulți dintre ei au în cap ideea asta de suicid, de a termina durerea. Pentru că realmente nu mai pot să trăiască la un moment dat cu durere. Nu știu să o amorțească, parcă nu le iese cu nimic, pentru că revin și spun. Vă spun și dumneavoastră ce le spun studenților mei. O persoană cu tulburare de personalitate borderline este o persoană care are o problemă. Este greu de lucrat, pentru că și pentru noi e greu de lucrat cu amenințarea asta a abandonului perpetuă. În același timp însă este doar o persoană care are o problemă. Că poartă un nume sau nu, e foarte important să tratăm persoana din fața noastră. Pentru că foarte multă lume nu înțelege durerea din spate și foarte multă lume, de exemplu, se simte manipulată. Ei manipulează, dar nu conștient, nu malițios. Ei manipulează ca mecanism de protecție, ca mecanism de coping la furie, la disperare, pentru că din durerea aia, revin și spun, ei ies cu niște alte emoții ca să poată trăi, să poată exprima lucrul ăsta. Nu, e foarte greu de înțeles durerea lor. Mai ales când toate comportamentele rănesc. Pot deveni, de exemplu, victime. Joacă un rol de victimă, cum să vă spun, nu că îl joacă, îl trăiesc. Adică în momentul în care spun joacă, e ca și când ar face-o conștient să manipuleze. Nu sunt malițioși per se. Nu sunt niște oameni gata să-ți ia gâtul că pot. Nu, pur și simplu se simt permanent amenințați de abandonul tău. Și culmea îl provoacă fără să-și dea seama. O relație normală, dacă vreți, are un spațiu în care noi ne atingem și un spațiu liber în care eu îți dau voie să vii și să pleci. În relația cu o persoană cu tulburare de personalitate borderline, te simți simbiotic. Vrei, nu vrei, ajungi în situația asta în care te simți simbiotic. Și cumva simți că nu mai poți să respiri, pentru că dezvolți așa zisul fog. Fear, obligation and guilt. Frică, obligație și vinovăție. De ce? Pentru că este o victimă permanentă a ta și tu nu știi cum să faci ca el să nu se mai simtă victimă, să nu-l mai pui în situația asta. Te simți cumva dator pentru suferința lui. Te simți vinovat și vinovăție atât de profundă și atât de, cum să vă spun, un sentiment atât de încătușător, atât de de sclavagism aproape, încercând să repari ceea ce ai stricat. Fiecare dintre emoțiile noastre este de fapt un semnal că ceva nu e în regulă în jurul nostru, da? Ceva din exterior sau din interior ne amenință, scuzați-mă. Vinovăția și rușinea, de exemplu, fac parte dintre sentimentele sociale. Ceva în legătură cu socialul mă va pune pe mine în postură proastă. Rușinea vine să-mi spună că ceva am făcut și ceilalți vor râde. Care sunt consecințele pentru fiecare dintre noi sunt altele, da? Ce se întâmplă dacă ceilalți râd? Sunt izolat, până la urmă mor singur, că despre asta vorbim. Vinovăția vine să-mi spună că am făcut ceva rău și e musai să îndrept, să plătesc pentru ce am făcut rău. Și atunci perpetuez în permanență această relație de vinovăție. Eu încerc să mă plătesc, să-mi spășesc pedeapsa ca să scap de vinovăție, celălalt mă duce din nou în vinovăție și din nou și din nou. Și nu, se creează un cerc din ăsta vicios apropo de stiluri de atașament în care veșnic
eu sunt prinsă acolo pentru că nu mă pot desprinde de fapt de vinovăție, nu pot să accept că nu sunt vinovat, celălalt crede că eu sunt vinovat, pentru că această simbioză de care vă vorbeam. Da, în timp ce vă ascultam, mă gândeam la o altă carte, Rușinea, Vocea, Experiența și Vindecarea Rușinii în procesul terapeutic, asta făcând legătura cumva și cu vinovăția și cu sentimentul ăsta de rușine și de izolare. O altă carte recent apărută în portofoliul editurii Herald, tema rușinii. Mă întorc la întrebarea pe care vreau să vă adresez puțin mai devreme, legată de stilurile de atașament, și cred că stilurile de atașament au o legătură și cu tulburarea de personalitate borderline. Mă gândesc, o mamă cu un stil de atașament, să zicem, anxios sau evitant, sau poate chiar cu tulburare de personalitate borderline, identificată, să spunem, și diagnosticată, ar putea să facă acest transfer, să transmită și copilului prin propriul comportament, gândindu-mă, am ales, poate nu întâmplător, din cele patru pe care le știm, cele patru stiluri de atașament ale lui John Bowlby, m-am gândit la cele două, n-am luat extremele, cel organizat în care totul e bine și frumos, iar ultimul în care este dezastru, așa că cele de mijloc, unde probabil că, sau nu mai probabil, mai mult ca sigur, le regăsim și relațiile de cuplu, acelea disfuncționale, în care unul dintre parteneri, având un stil de atașament evitant sau anxios, iată, vine cu acest bagaj, aș spune, emoțional și relația de cuplu și o face praf. Da, nu știu dacă vedeți dumneavoastră, există o dinamică în fiecare cuplu și dinamica aia funcționează pe pozitiv sau pe negativ. Gândiți-vă că dacă totuși oamenii stau ani de zile în relațiile respective, niște nevoi acolo sunt îndeplinite. În ceea ce privește mama cu tulburare de personalitate borderline, sau mama rece, sau mama anxioasă, sau mama... Nu poți prezice, da, va ieși un copil cu tulburare de personalitate borderline. Dar evident că tot ce înseamnă nevoi îndeplinite în copilărie sau nevoi frustrate în copilărie, vor marca dezvoltarea mea ca și persoană mai târziu. Da, o mamă rece, o mamă absentă, o mamă care veșnic este în niște dureri, vor crea în copil anumite mecanisme de compensare, dacă vreți, sau anumite mecanisme de coping la niște nevoi frustrate, că alea sunt nevoi frustrate. Nu am văzut niciodată o mamă perfectă. Am văzut oameni mai echilibrați și oameni total dezechilibrați. Nu există o formulă, o rețetă pentru un om perfect, că dacă ar fi existat, credeți-mă că am fi fost toți perfecți. Fiecare dintre noi face ce poate. Da, venim cu un bagaj din copilărie, putem la un moment dat să acuzăm mama, însă de la un punct încolo starea de bine îmi aparține. Adică în momentul în care termin educația, ca să spun așa, și încep autoeducația, dacă reușesc să-mi dau seama ce vreau să fiu, cum vreau să fiu, nu doar cum vreau să arăt sau ce vreau să le arăt celorlalți, e mai simplu că încep să lucrez la mine. De obicei însă, habar n-am ce vreau să fiu. Știu ce nu vreau să fiu. Și atunci, dacă vreți, în terapie, asta este una dintre capcane în care cad terapeuții începători, acel nu pe care îl acceptă. Nu vreau să mai simt asta, nu vreau să mai fiu așa, nu înseamnă vreau să fiu așa sau altfel. Și cel mai frumos exemplu, dacă vreți, sau cel mai uzual, este atunci când îi spui cuiva nu vreau să mai vii beat acasă, nu știe cum vrei să vină. Și atunci corect ar fi să-i spui vreau să vii la 6 cu o pâine în mână, ca să știe ce să facă. E foarte greu, de fapt, de aflat pentru orice fel de persoană, cu atât mai mult pentru o persoană cu tulburare borderline, cum vrea, de fapt, să fie. Nu are modele,
se splitează, se disociază foarte mult și adesea, pentru că nivelul de stres perceput este extrem de mare, se aruncă în tot felul de experiențe și de acțiuni care cumva să compenseze sentimentul de nimic, de gol interior despre care vorbesc, pentru că vorbesc despre un gol interior și de foarte multe ori le spun persoanelor că eu nu cred în gol. Eu cred în emoții extrem, extrem de puternice, care pe legea fizicii, dacă un corp vibrează suficient de repede, de rapid, pare că stă pe loc, așa și o emoție, dacă e suficient de puternică, la un moment dat nu o mai simt, trece de pragul meu. Și de fapt acolo este o emoție sau un ghem de emoții care stau să explodeze și se creează un fel de gaură neagră care mă înghite pe mine. Și aia e senzația, nu că nu simt nimic, ci că simt atât de mult încât am senzația că mă desfac în monade, că mă desfac în sclipiri din astea, că explodez pur și simplu. Și cumva de acolo trebuie pornit, dacă vreți. Este foarte greu să trăiești alături de o persoană cu tulburarea de personalitate borderline, pentru că este foarte greu, de fapt, să pleci de la această simbioză și să începi să pui limite, să te delimitezi tu ca persoană. Să înțelegi unde începi și unde te termini, pentru că la un moment dat nu mai vezi nici tu. Vezi doar vinovăție, vezi doar frică, vezi fix ce vede celălalt. Mă mai gândeam la un aspect. E clar că dacă ne-am referit și la traumele din copilărie sau la anumite episoade traumatice, e clar că în cazul adulților care manifestă acest comportament al tulburării borderline, vorbim despre o relație, despre o posibil o relație puternică de dependență, poate de aici și teama de abandon, o relație puternică de dependență sau de codependență față de unul dintre părinți sau poate chiar față de ambii părinți. Și mă gândeam cât de important este, apropo și de un stil de atașament organizat, cât de important este ca de mic copil, copilului respectiv, persoanei respective, să-i se insufle niște valori și mai ales legate de comportament, mă refer aici la independență, la a te descurca singur. Pe de altă parte, haideți să nu vorbim de independență. Dependența și independența sunt două extreme ale aceleași frici. Frica de singurătate. Haideți să vorbim despre autonomie. Da, corect. Da, pentru că ni s-a spus atâta să fii independent, să nu-ți trebuiască, să n-ai nevoie de ceilalți, să n-ai... Și ne trezim baleind pe axa asta, dependență, independență, pentru că de fapt noi nu știm să fim autonomi. În autonomie știu că pot să mă descurc singur, știu să cer ajutorul, știu să fiu singur și să fiu împreună cu ceilalți. În independență nu știu să fiu cu ceilalți, pentru că n-am nevoie de nimeni. Da, nu fug de relațiile sociale și de interacțiunea socială. Exact despre asta vorbim și atunci cumva haideți să le definim, pentru că este foarte greu și pentru oamenii care trăiesc lucrul ăsta să nu se ducă în extremă. Dependență versus independență. Nu vreau să mai aud de nimeni. E clar că în momentul ăsta nu vrei să mai auzi de nimeni, dar poți să trăiești singur. Pentru că vedeți bine și pentru psihiatri e greu să trăiască singur. Suntem ființe sociale. Și atunci, absolut, hai să nu ne ducem în cealaltă extremă, ci să ne ducem undeva unde e convenabil și cald, adică în autonomie, unde știu că mă pot descurca singur, dar știu și că pot să te ajut pe tine sau să mă las ajutată de tine. Și apropo de independență, să știți că nu știm să cerem ajutor. Și nu neapărat ajutor de specialitate, că asta am învățat, mulțumim frumos timpurilor, chiar am învățat să cerem ajutor de specialitate, ci nu știm să cerem ajutor prietenilor. Bă, cunoști pe cineva care? Nu știm. Dar dacă mă refuză, se refuză. Sau poate, nu poate, sau nu da, știe. Nu poate, da. Sau poate adică, să-ți refuze, că și aici avem o problemă. Poate să-ți, apropo de Jacques Salomé și de metoda Espere, poate să-ți refuze cererea. Nici de cum pe tine, dar oamenii au această frică, această teamă
de a fi refuzați personal, motiv pentru care iau și lucrurile personal și se supără. Exact. Băi, m-a refuzat. Dar stai puțin, în spatele acelui refuz, eu mă gândesc ce ar putea să existe. Nimeni nu-și pune această problemă. Și acum, revenind, pentru că ne apropiem de final, mă gândeam că persoanele cu tulburare de personalitate borderline au și o stimă de unde și probabil frica de abandon și frica aceasta de a nu fi suficient de bun, de a nu fi suficient de dezirabil pentru a avea o relație funcțională, cu toate problemele care vin din copilărie. Și mă gândesc că are și o astfel de persoană are și o stimă de sine scăzută și de asemenea o încredere în sine și în propriile forțe și în propriul potențial destul de scăzute. Da, așa este, pentru că eu nu sunt destul de bun, este un light motiv. Dar nu numai la persoanele cu borderline. La persoanele cu borderline cumva este, vă spun din nou, alb sau negru, este o dihotomie fantastică, că de-aia se și disociază uneori. La ei este, cum să vă spun, fundamental. E foarte greu de umplut acea stimă de sine cu chestii reale, pentru că se duce când într-o exagerare, când într-o prăpastie fantastică. E o stimă de sine, a zice, mai degrabă instabilă, mai degrabă nefundamentată sau fundamentată situațional, pentru că revin și spun la un moment dat, restore to factory. Se întorc înapoi la ce se întâmpla înainte. Și au format de-a lungul timpului niște mecanisme de coping, inclusiv la aceste sentimente de inutilitate, de nu-s bun de nimic, de nu merit să fiu iubit. Și când pur și simplu pare că nu mai funcționează nimic, se întorc la ceea ce știau că funcționează. O fac strict pe principii, dacă vreți, inconștiente. Revin și spun, chiar dacă sunt manipulator, nu sunt manipulator pentru că vor să obțină ceva de la tine, o fac gândit, ci pur și simplu este un mecanism de coping, o strategie de coping care le-a ieșit de-a lungul timpului. Stârnind vinovăție în tine, rămâi lângă mine. Dar nu conștientizează neapărat. Trăiesc foarte, gândiți-vă așa, o persoană foarte, foarte emoțională, nu are foarte mult spațiu pentru partea de cogniție. În momentul în care emoționalul urcă foarte, foarte mult, nu mai există cogniție, există doar, dacă vreți, reacție și reacțiile învățate, reacțiile care au funcționat. Da? Și atunci, ca să pot să aduc totuși cogniția, trebuie să scad emoționalitatea. Ori revin și spun, la ei scade foarte greu emoționalitatea. Asigurările și reasigurările nu fac decât să crească frica. Adică, în fața fricii, avem clar trei modalități de răspuns, luptă, fugă sau îngheț. E, și mecanismele de coping se vor grefa pe aceste trei posibilități. Și de foarte multe ori ei îngheață, fac un freeze în emoția respectivă. Nu știu cum să mai iasă de acolo. Este atât de adâncă, eu chiar aș vrea să, ca oamenii să înțeleagă, că nu sunt fundamental răi, sunt fundamental suferinți. De multe ori li se spune că sunt răi. Nu sunt răi, pentru că n-au nicio intenție de a-ți face rău. Nu au, pur și simplu, suferința e foarte, foarte mare. Bine, este foarte adevărat, sunt 9 semne în DSM, 9 criterii în DSM, care definesc tulburarea de personalitate borderline și trebuie să ai 5 ca să fii declarat ca fiind persoană cu tulburarea de personalitate borderline. Și cu cât sunt mai multe criterii îndeplinite, cu atât este mai mare durerea. Da? Adică există și doar accente, există și o tulburare, un tip de tulburare mai soft, ca să zic așa, dar oricum ar fi ea, tot sare din normal și este greu de acceptat, greu de înghițit de către ceilalți. Iarăși, suntem atrași de suferință, suntem crescuți să-i alinăm pe ceilalți. Unii dintre noi au chiar complexul salvatorului și ne trezim prinși în astfel de relații. În momentul în care nevoia mea de a te salva se întâlnește cu nevoia ta de a fi salvat, absolut, foarte greu de ieșit de acolo.
foarte, foarte greu. Par foarte egoiști pentru că vorbesc despre eu. Uite ce-mi faci tu mie. Uite ce mă faci în stare să fac. Adică e cumva un locus of control extern în permanență. Momentul în care și persoana de lângă ei și ei înțeleg că de fapt emoția te face așa, nu eu te fac așa, este momentul în care încep să înțeleagă unde pot avea control. Asta nu înseamnă că pot avea control de plin. Absolut. Este procesul conștientizării, după care, bineînțeles, este un întreg demers și proces, spune eu, terapeutic, pentru că se impune în astfel de situații psihoterapia și ședințele de psihoterapie. Da, într-adevăr. Și iată și cărțile. Și cărțile, nu? Că tot vorbim astăzi despre cartea Borderline. Da, să știți că deși se impune, până când ei nu sunt pregătiți, nu sunt dispuși să schimbe ceva, nu or să facă realmente terapie ca atare. Vor schimba mulți terapeuți până când cumva ceva se va muta în interiorul lor și vor înțelege că de fapt e nevoia lor și nu a celorlalți să se schimbe. Adică vin de obicei cumva acuzați de ceilalți că nu sunt, că nu sunt normali, că-s nebuni, că-s, nu știu, exagerați și vin să caute confirmare că nu e așa. Ei nu vin de fapt să schimbe ceva, până când la un moment dat încep să înțeleagă că atâtea persoane care pleacă din jurul lor s-ar putea să aibă dreptate. Și încep să caute să vadă unde. Ăsta e motivul pentru care schimb atât de mulți terapeuți, alături de ideea asta de nesuportat, că s-ar putea ca și terapeutul să te părăsească, să te abandonezi. Și atunci abandonezi tu. Dragilor, a fost astăzi alături de noi doamna Dana Peristeri, psiholog principal, psihoterapeut de orientare cognitiv-comportamentală, formator și supervisor, zic eu, o discuție extrem de interesantă despre tulburarea de personalitate borderline pe marginea cărții Borderline. Cum să trăiești alături de o persoană cu emoții extreme de Randy Krager și Paul Mason, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald, pe care, iată, vă recomandăm cu mare, mare drag. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere! La revedere!